Spitalele din Călinești și Domnești pot fi salvate doar prin trecerea lor în coordonarea unui alt spital, cel mai probabil Spitalul Racovița din Mioveni. Demersurile sunt însă împiedicate chiar de edilii celor două localități și de managerii acestor unități spitalicești, acuză prefectul Gheorghe Davidescu. Există interese ascunse și meschine ale unor conducători ai administrației locale și ai acestor spitale, și mă refer aici punctual la Călinești și Domnești. Eu mă zbat și bat pe la ușile miniștrilor, programez, fac lobby, fac intervenții pe toate canalele, iar cei de la Călinești și cei și de la Domnești sabotează cu bună știință, cu interes. N-am reușit să descoper care sunt practic motivele adevărate, dar cu siguranță o să le aflu. Davidescu s-a declarat revoltat de atitudinea celor care au manageriat aceste spitale. Eu nu pot să stau până doamna manager Lina Boață, care vorbește și în numele primarului, dar primarul nu văd că nu semnează aici, și îmi solicită imperativ să nu întreprind nicio acțiune pentru a salva acest spital. Deci eu și cu cei cu care v-am spus că am fost la București încercăm să menținem profilul spitalului de la Călinești și spitalul de la Domnești într-o ultimă încercare de a le salva, iar dumnealor au alte interese. Astăzi primarul orașului Mioveni, Ion Georgescu, a avut o întâlnire cu reprezentanții Ministerului Sănătății pentru preluarea spitalelor Ion Crăciun și Teja Papahagi.